Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetele 14 la 20, pagina în Biblie 1019. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a sosit ceasul, Iisus a sejut la masă cu cei 12 apostoli. El a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o, zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și el l-a dat, zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în această zi de sărbătoare aici în Biserica Emanuel, în această zi de Cina Domnului, de Sfântă Împărtășanie, cum se cunoaște în termeni populari, ne vom uita din nou în acest cuvânt atât de cunoscut nouă, cuvânt pe care l-a rostit Mântuitorul Iisus Hristos și cuvânt care guvernează această lucrare, împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului, cuvânt care de fapt trebuie să guverneze toate aspectele vieții de credință. Orice facem trebuie să fie după cuvânt. Iisus Hristos a venit în lumea noastră după Scripturi, deci după cuvânt. De aceea este spus: în surul cărții este scris despre mine, și pentru că este scris, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iisus Hristos a trăit după Scripturi, ascultând de Dumnezeu. Iisus Hristos a luat păcatul nostru și a murit după Scripturi. Iisus Hristos a înviat din morți a treia zi, după cum au spus Scripturile, și s-a înălțat la dreapta Tatălui după Scripturi. Și Iisus Hristos, tot după aceste Scripturi, după cuvântul lui Dumnezeu, va veni din nou, va veni a doua oară și ne va duce să fim și noi cu El, acolo unde este El, mărit să-i fie numele. Deci totul trebuiește făcut după Scripturi, totul trebuiește guvernat de cuvântul lui Dumnezeu și nu de tradiții omenești, nu de obiceiuri sau tradiții bisericești. Când vrem să medităm astăzi la această lucrare glorioasă, cina Domnului, vom privi la această lucrare din patru aspecte distincte în cadrul unui mesaj subiect, până va veni El, este tema noastră, pe care l-am intitulat Dorința lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu. În versetul 15 este Iisus Hristos acela care spune: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. În primul rând, paradoxul divin. În primul rând, paradoxul divin. Ce însemnează paradox? Însemnează o contradicție. Ceva nenatural în felul în care lucrurile apar. Și haideți să ne uităm la Dumnezeu. Este un paradox. Este o contradicție, frașesturilor, doamnelor și domnilor, ca cel etern, cel deasupra timpului, să intre în timp. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Este un paradox, este o contradicție, ca cel atot prezent să fie prezent într-un singur loc, legat de un trup omenesc, prin Iisus Hristos, doar în Israel, în locul unde se găsea la un moment dat. Este o contradicție, este un paradox, frașesturilor, doamnelor și domnilor, ca cel nemuritor să moară. Aduceți-vă aminte ce vorbește Apostolul Pavel.
A lui să fie slava, singurul care are nemurirea. Și totuși, cel nemuritor, intrând în timp, golindu-se, renunțind pentru o vreme la exersarea acestui atribut divin al atotprezenței, luând un trup ca al nostru, a murit. Este felul Dumnezeu de a lucra și este un fel pe care noi nu putem să-l pricepem, dar trebuie să-l știm despre Dumnezeul nostru, că de dragul tău și de dragul meu a făcut ce n-a făcut nimeni și nu va mai face nimeni. De aceea a intrat în timp, de aceea și-a asumat să moară el nemuritorul, de aceea și-a asumat să fie limitat el cel fără de margini. Și când te gândești la aceste aspecte, deci când mă gândesc la paradoxul divin, atunci mă gândesc la dorința lui Dumnezeu. Cum este posibil și cum este natural, vorbind în termeni omenești, Dumnezeu să aibă o dorință? Pentru că toate lucrurile și le poate face singur. Te-a creat și m-a creat pentru că poate să facă lucrul acesta. A creat planete pentru că poate să facă lucrul acesta. Prin puterea cuvântului său, planetele stau fiecare la locul lor și se mișcă pe orbita pe care Dumnezeu le-a poruncit să se miște. Dacă nu ar respecta această lege, ar fi un haos în cosmos și cosmosul acesta ar exploda la un moment dat în totalitate, indiferent cât de vast este el sau de, știu eu, infinit în spațiu, în dimensiune. Dumnezeu a poruncit și cuvântul Domnului spune, toate au luat aspect ființă prin cuvântul, prin puterea cuvântului său și spune că el le-a dat porunci și legi pe care le respectă și de aceea stelele, planetele, constelațiile, galaxiile se mișcă în continuare și arată în frumusețea în care arată, așa cum de exemplu se vede în aceste zile, au apărut noi imagini de la Hubble Telescope după ce a fost renovat cu câteva luni în urmă, după $1.5 miliarde. Este așa de frumos. Tot ce vrea Dumnezeu, deci tot ce vrea Dumnezeu are putere să facă. Și totuși Dumnezeu are dorințe. Și totuși Dumnezeu are dorințe. Este un paradox. Este o ciudățenie pentru noi. Dumnezeu s-a coborât la tine și la mine să aibă această dorință. Două dorințe speciale are Dumnezeu. Și prima dorință este mântuirea ta și mântuirea mea. Doresc eu moartea păcătosului, spune Domnul? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă din păcatul lui, să vină la mine și să fie mântuit? Este o dorință absolută a lui Dumnezeu. Când a văzut că părintele nostru, Adam și Eva, părinții noștri Adam și Eva, au păcătuit și în felul acesta, prin păcat, genetic, păcatul a intrat în gena fiecăruia dintre noi care ne naștem în păcat. Dumnezeu a spus, eu cel atotputernic, eu care pot să fac toate lucrurile, eu care pot să-mi satisfac toate dorințele, dacă este vorba să-mi satisfac vreo dorință, pentru că sunt infinit în creație și infinit în putere. Am de dat aceasta o dorință ieșită din natura lui Dumnezeu. Să văd ce este pierdut, recuperat. Să văd ce este în păcat întorcându-se la sfințenie. Să văd ce s-a îndepărtat de mine întorcându-se la mine. De aceea pentru tine care ești în casa Domnului în această dimineață, ori pentru tine care ești la internet sau vei asculta pe alte mijloace electronice acest mesaj și de multe ori ți-ai pus această întrebare sau ți-ai pus acest argument și ți-ai vorbit sufletului tău sau ai vorbit cu prietenii tăi, eu nu mă duc la biserică, eu nu mă duc să mă rog lui Dumnezeu, ori poate l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai căzut din harul lui Dumnezeu, te-ai îndepărtat de pocăință, te-ai îndepărtat de credință, ai întors spatele lui Dumnezeu, te-ai înhăitat cu cei care au vorbit urât și au vorbit vulgar, cu bețivii viacului și cu oamenii care l-au blestemat pe Dumnezeu și a zis, pentru mine nu mai există mântuire. În această dimineață, în această zi, în momentul acesta când asculți mesajul acesta, aș vrea să te uiți la paradoxul acesta lui Dumnezeu. El are o dorință și dorința pe care o are Dumnezeu este sufletul tău. Doresc eu moartea păcătosului? Nu doresc eu mai degrabă ca el să vină la mine și să fie mântuit? O, glorie Domnului! Ce dorință glorioasă! Și nu numai că dorește lucrul acesta, Dumnezeu a lucrat în dreptul dorinței Lui. A lucrat în dreptul dorinței Lui, pentru că această dorință să îi se împlinească. Și a lucrat așa cum știm foarte bine,
Una din cele trei persoane din divinitate, pe care o numim convențional Fiul, astăzi a venit în lumea noastră luând trup ca al nostru, a trăit fără de păcat, apoi a luat păcatul tău și păcatul meu asupra lui, s-a făcut păcat în locul nostru și plata păcatului fiind moartea, a acceptat să moară el cel nemuritor și datorită morții și învierii lui. Astăzi, între Dumnezeu și tine, există un mijlocitor glorios care întotdeauna este ascultat de Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Este acela care singur a putut să spună, te laud, Tată, că tu întotdeauna mă asculți. Nu este glorios să se roage cineva pentru tine care întotdeauna este ascultat? Acesta este Iisus Hristos. Dorința mântuirii tale și apoi există cealaltă dorință în dreptul copiilor lui. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Este dorința de părtășie. Pe lângă dorința de mântuire, este dorința de părtășie. Masa în orice civilizație, în orice țară din lume, în orice civilizație umană, masa este cea mai înaltă și cea mai plăcută și cea mai intimă părtășie care există între oameni. Și lucrul acesta se întâmplă de obicei în familie și între prieteni. Iar în ochii Mântuitorului Iisus Hristos, tu și cu mine avem aceste statute duble. Suntem prietenii Lui, voi sunteți prietenii mei și suntem familia Lui, voi sunteți copiii mei, spune Dumnezeu. Și la această masă, el are dorință să aibă părtășie cu tine. Deci părtășia este în jurul mesei. Este masa de la care vă vorbesc, este părtășie cu Dumnezeu. Este masa care va fi pusă înaintea noastră, unde va fi pâinea și rodul viței, reprezentant simbolic pentru trupul și sângele său. Și la această masă, Domnul Dumnezeu dorește să aibă părtășie cu tine. Vei răspunde acestei dorințe? Eu cred că da. Și pentru dumneavoastră care sunteți acolo la internet, pentru că vă cunosc foarte bine, în special vă vorbesc dumneavoastră confraților noștri români. Abia m-am întors de 2 săptămâni din România, 3 săptămâni. Am fost într-una din biserici și am fost în mai multe biserici. Și vreau să spun lucrul acesta cu durere în suflet. Apropierea noastră de Dumnezeu și umblarea noastră cu Dumnezeu se vede foarte bine la cina Domnului. Am predicat cuvântul Domnului, recent în România, într-o biserică, peste 600-700 de oameni au venit să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi la urmă au spus să avem și cina Domnului. Dacă din 700 au rămas 50, au fost mulți. Mulți. Și Dumnezeu are o dorință. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Este un paradox divin. Poate este greu de înțeles, dar ca să poți să stai la masa lui, ca să poți să ai părtășie cu el, el a lucrat în dreptul tău și în dreptul meu și a lucrat cum? Murind pentru ca pe tine și pe mine să ne îmbrace în neprihănirea lui și să ne dea această cinste de a putea sta la masa lui, de a putea asculta cuvântul Evangheliei, de a putea ieși de sub puterea păcatului și de a putea sta apoi într-o părtășie intimă cu Domnul nostru. Ca prieten, ca familie. Acesta este paradoxul divin. Apoi, cel de-al doilea aspect în această dorință este patima umană. Este patima umană, problema umană. Observați ce spune cuvântul Domnului? Am dorit să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Ce vrea să spună Domnul nostru Iisus Hristos? Am amintit în alte împrejurări lucrul acesta, dar de data aceasta vreau să elaborez de așa manieră încât să pot să pricep mai bine. Pentru generația tânără care s-a născut aici în Statele Unite și care nu înțelegeți acest termen, patimă, însemnează suferință, însemnează probleme, însemnează necaz, însemnează chiar moarte. Pentru că pentru Mântuitorul Iisus Hristos, patima despre care El vorbește este vânzarea lui. A suferit pentru că unul dintre cei mai apropiați colaboratori lui i-au întors spatele. Și, dragii mei, lucrul acesta se poate întâmpla cu oricare dintre noi. La cine nu te aștepți? Să-ți întoarcă spatele. Să nu mai lucreze cu tine, să nu te mai ajute, să nu te mai iubească. În familie, în biserică, între prieteni, tinerilor, încercarea Paște pândește pe fiecare.
Apoi, încercarea aceasta, patima aceasta, deci care este încercare, care este necas, care este problemă, poate să însemneze nu numai trădare, poate să însemneze batjocură. Pentru că în seara aceasta, în care el sărbătorește cina Domnului, Iisus Hristos este arestat și apoi este batjocorit. Este umilit și este trist să calci în picioare demnitatea unui om al lui Dumnezeu, este trist să calci în picioare demnitatea oricărui om. Oricărui om este trist. Fie că este copil, fie că este bătrân, fie că este adolescent, fie că este bărbat sau femeie și sunt în puterea vârstei. Este trist. Demnitatea Mântuitorului Iisus Hristos a fost călcată în picioare și a ta va fi călcată și a mea. De ce trebuie să răspunzi dorinței lui Dumnezeu? De ce trebuie să vii la masa lui? De ce trebuie să stai în părtășie cu el? Patimă pentru Mântuitorul Iisus Hristos n-a însemnat numai trădare, n-a însemnat numai batjocură. A însemnat suferință. A fost bătut, i s-a smuls barba, a fost cuipat, acuzat pe nedrept. Suferință cumplită, răstignit. Însă lucrul cel mai cumplit a fost că patima lui a însemnat chiar moarte. Chiar moarte. Și el spune, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, înainte de această suferință cumplită care a culminat cu moarte. Și pentru că pe fiecare dintre noi ne paște patima, ne paște încercarea, ne paște suferința, ne paște batjocura, ne paște umilirea, ne paște abandonarea, ne paște durerea, ne paște batjocura, te paște poate chiar o stare de sănătate care te poate coborî în groapă. Săptămâna aceasta am primit un telefon din Seattle și nu vreau să greșesc. Fratele Leonard Semenea m-a sunat și mi-a spus să îi dau câteva gânduri despre un mesaj prin care să îmbărbăteze. Am înțeles că în Seattle o soră, o mamă de la fie 9, fie 11 copii, după 2 ani de America, a murit aici de cancer. Patima, necazul, problemele sunt mari, durerile sunt mari. Omenirea trece prin probleme dificile pentru că s-a plecat și a ascultat de cel rău. Dar omenirea aceasta, frașii și surori, doamnelor și domnilor, are posibilitatea să se ridice din patima ei, are posibilitatea să se ridice din neputința ei, are posibilitatea să se ridice din starea de apăsare, de călcare picioare, prin puterea lui Iisus Hristos, prin puterea părtășiei cu El. El are dorințe ca tu să fii biruitor. El are dorințe ca tu să fii ridicat. El are dorință ca tu să fii întărit înainte de a veni necazul. Pentru că există înțelepciune, observați, în ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos. Spune, eu am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patimă. Să te îmbraci în puterea Domnului înainte de necaz. Este similar cu învățătura Vechiului Testament, Psalmul 32, David spune, de aceea orice om evlavios să se roage ție când? La vreme potrivită. Și apoi chiar dacă vor veni valuri mari, nu-l vor trânti, nu-l vor atinge, nu-i vor nimici credința, ci îl vor ținea în picioare, îl vor ținea în putere, va rămânea deasupra valurilor, va călca pe ele ca și Petru și ca Mântuitorul Iisus Hristos și va putea să stea ascuns în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu pentru biruință deplină. De aceea, stând în fața Evangheliei și stând în fața Cuvântului, învață din acest paradox divin, învață că există o patimă, există o zi de necaz, există o zi de încercare și această zi de încercare trebuiește prevenită și prevenirea cea mai înțeleaptă este să intri în părtășie cu Dumnezeu. Și una din aceste părtășii, pe lângă cuvânt, pe lângă rugăciune, pe lângă cântare, pe lângă părtășia frățească, este masa Domnului, pe care atât de mulți o ignoră sub această falsă pretenție că nu sunt vrednici. Falsă pretenție că nu sunt vrednici. Sigur, nu mergem afară și păcătuim și mințim și desfrânăm și înșelăm la discotecă și după aceea venim dimineața și ne împărtășim. Nu! Dar cine a păcătuit? Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Ne curățește de orice păcat și după ce m-a curățit și după ce te-a curățit, adu-ți aminte ce spune și Iisus Hristos. Nu te condamn, nu te acuz, du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Și atunci viața ta și viața mea va fi curată, vei putea să stai în părtășie cu El, vei putea să stai la masa Lui. Și este un paradox. Este paradoxul acesta al coborârii infinitului în finit, al nemuritorului în
în moarte, a tot prezentului în spațiu limitat. Este paradoxul acesta al dorinței divine, care poate să le aibă toate lucrurile. Are o dorință mare să te vadă pe tine mântuit și pe mine și să te vadă pe tine și pe mine stând la masa Lui. Apoi, lucrul acesta ne duce să vedem condiția noastră. Condiția noastră este una de patimă, este una de necaz, este una de suferință. Dar ca să poți să previi, și cuvântul Domnului spune, stai lângă Domnul înainte de necaz, înainte de patimă. Apoi, este a treia dimensiune. Deci, pe lângă paradox, pe lângă patimă, este protecția divină. Este protecția divină. Versetul 20. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Ce însemnează aici? Printre altele. Când Domnul a făcut legământ, a promis că ne poartă de grijă. Este protecția ta. Este protecția mea. Este Mântuitorul Iisus Hristos care a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Este Dumnezeu acela care a spus în Psalmul 50 cu versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Este Dumnezeu acela care a zis că dorește ca tu și cu mine să fim binecuvântați. Este Dumnezeu care a zis, vă port de grijă în fiecare zi. Este Dumnezeu care ne-a promis și a zis, în fiecare zi am să vă port poverile. Este Dumnezeu acela care a zis, am să vă țin în mâna mea și nimeni nu vă poate smulge. Este Iisus Hristos care a spus, eu cu Tatăl una suntem și mai mare decât noi nu există nimeni. De aceea, grija și protecția pe care o dă Dumnezeu este o grijă binecuvântată, este o protecție pe care nu poate să o aibă omul păcătos. Dumnezeu a făcut legământ cu tine. Este sângele legământului. Este protecție. De ce n-a putut solul morții, îngerul morții, să nimicească pe întâi născuța ai lui Israel la ieșirea din Egipt? De ce? Era un legământ acolo. Era sângele deasupra ușii. Era sângele deasupra ușii. Și Domnul a protejat. Există protecție pentru tine și există protecție pentru mine. Dacă totuși patima te-a prins, dacă totuși necazul te-a prins, dacă totuși inima ta este zdrobită și amărâtă în această dimineață, în această zi, în momentul acesta când asculți cuvântul Domnului, aș vrea să te încurajez și aș dori să te îmbărbătezi. Și îmbărbătarea este, Domnul este de partea ta. Dacă îți întorci privirile spre El, cuvântul Domnului spune, nu te rușinezi, ci te umpli de bucurie. Când îți întorci privirile spre El, spune, nu ești lăsat să fii dat de rușine. Când îți întorci glasul către Dumnezeu, aduceți-vă aminte ceea ce spune prea iubitul în Cântarea Cântărilor. La un moment dat face o afirmație care, atunci când am descoperit sensul și profunzimea, m-a cutremurat, pentru că știm că în final Cântarea Cântărilor este o reprezentare a dragostei lui Dumnezeu pentru Israel, a dragostei lui Iisus Hristos pentru biserică. Nu este forțată această interpretare. Tot ce este în Vechiul Testament conduce la Iisus Hristos, îl prezintă pe El. Și la un moment dat afirmația este aceasta, întorceți privirile de la mine, preiubito, căci ochii tăi mă tulbură. Ați auzit bine? Întoarceți privirile de la mine, preiubito, căci ochii tăi mă tulbură, nu în sensul că mă deranjează. Cu alte cuvinte, când îți văd privirea, când îți văd ochii, sunt paralizat, tremur să-ți fac bine, tremur să vin să te ridic, tremur să vin să te iubesc. Este ca și în relația dintre oameni. Dacă iubești pe cineva, abia aștept să vezi. Arzi nerăbdare să te duci, nu? Nu-i așa tinerilor, nu-i așa soțiilor, nu-i așa? Abia așteptăm să venim acasă, nu? Man. Probabil că sunt altfel de tulburări. Întorceți privirea de la mine, preiubito. Căci ochii tăi mă tulbură. Vreau să spună, când te văd că te doare, Duhul în mine se cutremură și sunt gata să mă ridic de pe scaunul meu de domnie, să vin să-ți nimicesc vrăjmașii, să vin să te vindec, să vin să am eu de lucru cu cei ce vor să te chinuiască și îți fac rău. Mă deranjează, mă tulbură lucrul acesta, nu mai pot de dragostea ta. Când te văd că plângi,
Când te văd că te uiți cu ochii aceia plini de durere, așa cum un copil se uită în ochii părinților, mami, tati, ajută-mă. Când văd privirea aceasta, spune Dumnezeu, sunt tulburat în duhul meu și de dragoste pentru Sion, pentru tine, pentru biserică, pentru sufletul tău, mă cobor din cer la tine. Și cuvântul Domnului spune, când mă cobor, se topesc munții înaintea mea. O, slăvit să fie Domnul! Acesta este Dumnezeu, acesta este protecția Lui. A făcut legământ cu tine, este sângele legământului. Pentru ca tu, eu, noi să beneficiem de ceea ce lumea nu poate să beneficieze. Și lumea nu cunoaște. Este prezența divină. Este lucrarea Lui Dumnezeu. Este dorința Lui să-ți meargă bine. Este dorința Lui să te binecuvânteze, să mă binecuvânteze. Paradox, patimă, protecție și apoi în al patrulea rând, profeție. Profeție. Cuvântul Domnului spune, și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rudul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Este o profeție. Este o profeție. Iisus a spus, printre alte, eu îmi închei socotelile aici pe pământ, mă întorc la Tatăl meu și Tatăl vostru. Îmi reiau din nou gloria care am avut-o înainte de crearea lumii, așa cum se roagă în Ioan 17:5. Și acum, Tată, proslăvește-mă, glorifică-mă, redăm din nou slava, măreția, gloria, atotprezența, atributele divine pe, la care am renunțat de bunăvoie, pe care le-am avut ca și tine și ca și Duhul Sfânt, pentru că noi suntem una, înainte ca lumea să fie creată, pentru că tot ce a fost creat a fost creat prin El, prin Iisus Hristos. S-a întors din nou în măreție. S-a întors din nou și a spus, mă duc pentru o vreme din nou acolo de unde am venit. Și apoi, de acolo, mă întorc iarăși. Mă întorc iarăși. Și până mă întorc, voi să fiți vechiatori. Voi să vă iubiți unii pe alții. Voi să aveți grijă unii de alții. Voi să vă purtați poverile unii altora. Voi să stăruiți unul pentru altul. Voi să vă ridicați unul pe altul. Și când mă voi întoarce înapoi, întâi am să fac o lucrare glorioasă cu voi. Am să vă iau pe voi care vă numiți biserica mea. Și după ce v-am luat pe voi de pe pământ, pe pământ am să mă mânim. Pentru faptul că mi-au respins viața, mi-au respins sângele, mi-au respins jertfa. Timp de 7 ani de zile am să decimez pământul și tot aceia care mi-au întors spatele. Dar și în vremea aceea voi lucra cu milă. Cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și apoi, după ce mă voi cununa cu voi și voi face ce nu s-a pomenit în cer vreodată, îngerii așteaptă să vadă lucrul acesta. Ei care stau lângă tron pentru, în permanență. Tatăl, Duhul Sfânt, eu și voi. În eternitate nu vom fi noi trei, vom fi noi patru. Pentru că vouă am să vă confer un statut nou, o poziție nouă. Veți fi soția mielului. Vi se va conferi titlul de împărăteasă, cum spune Psalmul 45, versetele 9, 10 și 14. Printre preiubitele tale sunt fete de împărat. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta. Am să-ți dau acest titlu și cuvântul Domnului este exact cu ceea ce spune în Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Voi veți avea cinstea aceasta, voi veți avea harul acesta, împreună cu Tatăl, împreună cu Duhul Sfânt și împreună cu mine, voi, Biserica lui Hristos, veți coordona pentru eternitate universul. Îngerii se vor pleca în fața voastră, sfinții Vechiului Testament se vor pleca în fața voastră, sfinții necazului celui mare se vor pleca în fața voastră. Și încă ceva, după ce mă cobor cu voi din cer, timp de 1000 de ani voi instaura pe pământ o împărăție glorioasă pe care am să o dau lui Israel. Atunci voi face pe pământ toate lucrurile noi. Atunci voi bea din nou din rodul viței. Și după 1000 de ani de împărăție voi schimba toate lucrurile pe pământ și sfinții vechi mileniului se vor pleca în fața voastră, pentru că voi veți fi împărați cu Domnul vostru din veci în veci, din etern în etern. Este o profeție glorioasă, este o profeție măreață, este cuvântul lui Dumnezeu. Este un paradox
pe care este greu să-l înțelegem, nu? Este ciudat ca omul muritor să ajungă nemuritor. Este ciudat ca omul păcătos să ajungă lângă Dumnezeu și să stea pe scaunul lui de domnie. Este ciudat ca cei care au fost disprețuiți în lumea aceasta să fie obiectul iubirii eterne a celui preanalt, a Tatălui, a lui Iisus și a Duhului Sfânt. Mărit să fie Domnul! Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, în această dimineață, când stăm și ne gândim la dorința lui Dumnezeu, este un paradox ca El să aibă vreo dorință. Dar nu este un paradox ca tu să ai o patimă, o problemă, un necaz. Și dorința lui este ca tu să fii biruitor. Nu este un paradox, nu este o patimă, nu este ceva neobișnuit ca tu și cu mine să avem probleme. În lume veți avea necazuri, însă avem protecție. A făcut legământ cu noi. A făcut legământ cu noi. Sfântul Apostol Pavel merge până acolo, inspirat de Duhul Domnului și spune: și chiar dacă noi suntem necredincioși, El rămâne credincios făgăduințelor lui, legământului său, și ne va purta de grijă. De aceea el va spune în 2 Timotei 1 cu 12, căci eu știu în cine m-am încrezut și sunt încredințat că ceea ce am pus în grija lui, sufletul meu, va ști să-l păstreze până în ziua lui Hristos, până în ziua în care va instaura împărăția lui glorioasă. Am încredere că Dumnezeu mă iubește. Am încredere că Dumnezeu e în stare să-mi poarte de grijă. Am încredere că Dumnezeu mă iubește și mă dorește să stau la masă cu El. Și lucrul acesta mă face să mă simt bine. Mă simt bine. Nu te simți bine să dorească Domnul părtășia ta? Mă simt încântat. Mai cineva să te cheme în familie, să te invite în familie, te simți bine. Mă, m-a invitat și pe mine la o cafea, la masă. Dar să te aștepte Dumnezeu la masa Lui aici și apoi să te aștepte și să mă aștepte Dumnezeu la masa Lui împărătească, este peste puterea ta, poate peste puterea mea, peste puterea noastră de a înțelege, dar nu peste puterea lui Dumnezeu de a-și împlini cuvântul și de a face aceste lucruri. De aceea, ascultând cuvântul Domnului, reconsidereți în această dimineață atitudinea și poziția față de dorința lui Dumnezeu. Reconsidereți atitudinea și poziția față de tine. Vine necazul, dragul meu, vine patima, vine problema. Și tu ai nevoie de ridicare, tu ai nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Reconsidereți poziția față de starea ta. Ai zis, a uitat Dumnezeu de mine. Nu-și mai aduce Dumnezeu aminte de mine. De câți ani mă rog și nu-mi răspunde? Dă-mi voie să-ți spun, Dumnezeu a făcut un legământ și legământul pe care l-a făcut, l-a făcut în sângele Lui. Așa cum zice autorul Epistolei către Evrei, și fiindcă nu avea pe cineva mai mare pe care să jure, Dumnezeu a jurat pe numele Lui și a zis, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Fiindcă eu sunt același ieri, azi și în veci. Reconsideră. Și apoi reconsideră ceea ce ai spus. Nu știu ce se va întâmpla. Știm ce se va întâmpla. Știm. Împărăția Domnului este aproape. Împărăția Domnului nostru Iisus Hristos este aproape. Și eu și casa mea vom fi parte din această împărăție. Tu și casa ta puteți să fiți parte din această împărăție. De aceea, întorceți privirile spre El. Aș vrea să te provoc, tulbură-L în dimineața aceasta. Tulbură-L pe Dumnezeu. Ești un paradox. Cutremură-L. Fă-L să-ți vadă ochii plânși. Fă-L să-ți vadă durerea. Fă-L să-ți vadă necazul. Când te vede, se ridică. Chiar în clipa aceasta vin să-i fac dreptate. Chiar în clipa aceasta vin să-L mângâi. Chiar în clipa aceasta vin să o binecuvintez. Chiar în clipa aceasta vin să le dau îndurarea mea, fiindcă sunt ai mei, mi-am dat viața pentru ei. Este frumos să stai în prezența lui Dumnezeu și este frumos să stai în părtășie cu El. Este frumos să stai la masa Domnului. Este dorința Domnului. Este dorința Domnului, a Domnului Iisus Hristos. De aceea răspunde acestei dorințe. Răspunde cu ascultare. Răspunde cu încredere, răspunde cu credință. Și Dumnezeu îți va onora răspunsul
cu îndurarea Lui, cu protecția Lui, cu prezența Lui, cu binecuvântarea Lui. Amin.